la rând pe scena politică din România în perioada comunistă urmează nimeni altul decât Emil Bobneraș 6. Emil Bobneraș, politrucul de mai sus, a reușit să împuște trei iepuri mari de-a lungul vieții sale. A reușit să devină general al armatei române, spion al Uniunii Sovietice și membru important al PCR. Nici acest comunist de calibru greu, care ne-a marcat în mod nefericit atât istoria, cât și prezentul, nu era de origini românești, tatăl său fiind ucrainean iar mama germană. Povestea vieții sale a luat o întorsătură interesantă, după ce cariera sa de ofițer în artilerie este întreruptă în urma unor scandaluri, tânărul la acea vreme Emil Bobnăraș fiind degradat și trimis la o garnizoană din Basarabia. Acolo, a fost contactat și racolat de mișcările militante comuniste, trădând de bună voie regatul României și devenind spion sovietic. Se dovedește într-atât de atras de comunism, încât dezertează din post și fuge la Moscova, de unde se întoarce în România, la finele anului 1935, cu misiunea de a spiona mai departe potențialul militar al țării. Devine membru al PCR și se înhăitează cu Gheorghe Gheorghiu Dej, Iosif Franklet și Constantin Pârvulescu, cei trei trecând prin multe aventuri precum pușcării, subminarea adevăraților conducători ai pcr ului și chiar negustoria cu materiale de construcții. După 1947, ocupă funcția de ministru al apărării. El a fost sprijinitorul și asul din mâneca tânărului Nicolae Ceaușescu pe care l-a susținut pentru obținerea funcției de secretar general al CC al PCR a fost unul dintre cei mai temuți și puternici stâlpi ai comunismului din România. Bustul său tronează și e astăzi în fața Căminului Cultural din Comuna sa natală Milișauți, județul Suceava. Abonați-vă, apreciați și distribuiți!